Ministrul Educației vrea să introducă bacalaureatul profesional. Ecaterina Antronescu a precizat că noua lege a educației trebuie să genereze o viziune de evoluție a sistemului de învățământ. Ce vrem noi de la cei școliți? Vrem să le dezvoltăm personalitatea? Da, atunci trebuie să ne uităm în programele școlare, în așa fel încât acest lucru să se întâmple. De ce pun accent pe acest lucru? Pentru că niciunul dintre cei școliți acum nu crede că o să aibă în perioada activă a vieții un singur job și atunci trebuie ca această persoană Personalitate să se poată adapta la schimbările din viață, să nu le ia ca pe niște șocuri cărora pot să le facă față, a susținut Andronescu la o dezbatere privind învățământul universitar dual. Ministrul a adăugat că toată școala profesională trebuie să devină duală și tocmai de aceea este necesară implicarea mediului economic pentru a asigura partea practică a acestui tip de învățământ. Liceul tehnologic trebuie să-l restructurăm și să-l gândim ca un liceu care profesionalizează, un liceu dual cu două posibilități de ieșire. La ieșire eu cred că trebuie să rămână opțiunea absolventului de liceu în a susține un bacalaureat național care să-i permită accesul într-o universitate și o altă rută cu un bacalaureat tehnologic sau profesional care să nu-i permită accesul în universitate, dar care să-i permită, la nivelul următor de pregătire, un acces într-o formă de profesionalizare duală, a explicat Andronescu. Ministrul a precizat că aceste elemente vor fi incluse în noua lege a educației.